Salutare, dragilor, așa cum v-am obișnuit la noul talk show Yes, pe care l-avem Mister Exclusivitate, vă prezentăm diversi oameni care fac parte din brandul nostru. Așa cum ați observat, în unele fast food-uri, dacă intrați, veți întâmpina un ecran mare digital care cumva ajută să faci o comandă. Da? De ce? Pentru că fast food-urile, deja încercând să optimizeze foarte bine partea de comenzi și timpul petrecut la rând, da, au venit cu această idee. Ce credeți că se întâmplă cumva în sistemul bancar, de exemplu, sau atunci când se dorește obținerea unui credit? Ajungi într-o bancă și te va întâmpina ori o mașină, ori vei fi direcționat către un broker de credite, zicem noi. Și pentru că trebuie să fii în pas cu trendul care urmează, agenția noastră Mister Exclusivitate a incorporat în serviciile ei și firma de brokeraj Cooper Peer ca partener egal cu noi. Și de aceea în această zi îl vom avea invitat alături de noi pe Bogdan, care lucrează la Cooper Peer și se ocupă de partea de creditare. Bogdan, prezintă-te! Te salut, Radu, salut și pe cei care ne privesc. Mă numesc Guran Bogdan Radu Andrei, am trei prenume, am fost destul de norocos să pe această parte și un pic obligat din cauza rudelor. În prezent sunt student la Politehnică, sunt în anul 3 și studiez electronică, telecomunicații și tehnologia informației în German. Studiez la Fils. Mai am... aș putea spune. Da, da. Dankeschön. Vielen Dank. Spune, Bogdan, ce te-a determinat să lucrezi în acest domeniu, în creditare, în antreprenoriat? Da, este o poveste un pic cam lungă, am avut un pic de noroc. De-a lungul timpului m-am interesat foarte mult subiectul acesta de business, de burse, de cum poți să investești încât să obții un venit pasiv. Însă nu prea am găsit așa de multe informații și ușor cu timpul am reușit să mă orientez către anumiți prieteni care puteau să mă ajute în zona asta. Am vorbit cu o prietenă din liceu care este consultant financiar în prezent și am avut norocul să mă îndrume către anumiți antreprenori. Apoi de acolo am mai avut tot așa o prietenă care a reușit și ea să-mi arate chiar o cale un pic mai bine deschisă și m-a lansat așa către drumul acesta al business-ului. Ce m-a deranjat pe mine foarte tare și mi-a dat un curaj și un tupeu să lucrez în zona asta a fost că la noi educația financiară este aproape inexistentă. Adică, indiferent de școală, liceu, facultate, tu acolo nu ești învățat aproape deloc. Ce faci tu cu banii? Îi strângi, ce faci? Îi păstrezi, îi investești? Ce faci când îți deschizi un card de credit la bancă? Dacă vrei să faci un credit ipotecar, de nevoi personale, nu contează absolut niciuna dintre aceste informații, nu le poți găsi la școală. Și asta mi s-a părut o chestie foarte, foarte urâtă. Am văzut și o oportunitate de la alți oameni că poți, dacă ai bani, să investești și să obții un venit destul de bun din asta. Și pe mine asta m-a interesat în mare parte, să obțin un venit pasiv. De-a lungul timpului, un prieten de-al meu a găsit această oportunitate, să spun, prin Marion și prin Cristina, să ne învețe cum să facem brokeraj de credite. M-a întrebat dacă vreau și eu să vin cu el. Am spus, sigur, a fost o oportunitate pe care am vrut să o iau de la început. Am zis că nu am de ce să o ratez, vreau să văd exact ce înseamnă și așa am ajuns unde sunt acum, în cele din urmă. Foarte, foarte, foarte tare, o poveste un pic complicată. Ok, ai intrat în domeniul ăsta de brokeraj de credite, ai experimentat și acum rămâi. Da. Vreau să-mi spui ce te determină să rămâi. Ok, am o echipă foarte, foarte tare împreună cu Marion, cu Cristina, cu Darian, cu Bogdan și cu Șerpan. În mare parte, ei m-au ajutat. Este un mediu super plăcut, super relaxant la birou. Nu s-a pus niciodată problema să nu pot să vin eu sau să întârzi și apoi să fie, nu știu cum îți imaginezi la alte tipuri de joburi, n-ai venit, boc, de-abia, nu e așa. E un mediu super plăcut, am învățat foarte, foarte multe în perioada asta, chiar foarte multe. Nu a fost neapărat ușor, am tras, mai ales la început, am tras destul de mult. A fost o perioadă în care am învățat destul de mult.
Da, datorez faptul că încă am rămas aici mare parte colegilor. Eu fac tot lucrul ăsta, îl fac super plăcut și nu te gândești atunci când pleci de acasă, nu te gândești, vin la job sau mă duc, aolo, iar mă duc să lucrez, m-am trezit dimineața, aolo, iar trebuie să mă duc să lucrez. Asta nu a fost niciodată problema mea, având în vedere și cum mă duc, am de la 8 am facultate, am laboratoare, apoi vin direct la birou și nu m-a deranjat treaba asta absolut niciodată. Deci datorez asta în mare parte lor, că până la urmă ei te influențează și te ajută să continui. Îmi place maturitatea lui Bogdan. Ce vârstă ai? 21 de ani plinit. 21 de ani? Da. La 21 de ani, credeți-mă, nu gândeam deloc așa. Deci nu gândeam deloc așa. De aceea, mulțumesc. Bogdan, cred că ai foarte mare șansă să reușești în acest domeniu. Mulțumesc. Și pentru că mi-am notat câteva întrebări aici pentru tine în continuare. Povestește-ne cum se derulează o zi în viața ta la birou. Ok. Cum îți desfășură activitatea? Da. În primul rând am dobândit de-a lungul anului, de fapt Cooper, care a dobândit de-a lungul anului o experiență foarte mare în această piață, astfel primim telefoane prin recomandări de la clienți. Asta e un lucru care ne ajută foarte tare, dar e practic un imperiu care a fost construit în spatele multor ani de muncă și care acum dă roade. Deci în primul rând un apel de la un client, noi facem o fișă de client, de acolo vorbim cu clientul, ne trebuie anumite informații despre el ca să putem să-i facem acel profil. După ce am făcut acest profil, îi trimitem câteva oferte la niște bănci, la unele bănci care știm noi sigur pentru el că sunt potrivite. Fiecare bancă are profilul ei pentru un anumit tip de clienți. Asta trebuie ei să înțeleagă, că noi ajutăm mai ales pe partea aceasta. Ei nu știu încă de la început ce bănci îi pot favoriza, dar noi asta le știm de-a lungul experienței. Am învățat anumite trucuri, ca să le spunem așa. Știm că anumite bănci preferă un anumit tip de client. Știm că unele bănci au comisioanele respective sau nu au comisioanele respective și pe ei favorizează treaba asta. Așa că noi, după ce am luat aceste informații, trimitem ofertă pe mail cu băncile despre care am discutat cu clientul. Revenim apoi cu un telefon pentru anumite informații, nelămuriri, pentru că sunt sigur că clientul le are, nu, astea nu sunt lucruri pe care le găsești peste tot pe internet și, cum am spus, din păcate nu se prezintă aproape nicăieri. După ce am stabilit împreună cu clientul la ce bancă vrea să continue, avem două variante. Ori facem noi dosarul, adică îl invităm la noi la birou, semnează actele, facem dosarul și apoi băgăm în aplicația băncii, sau mergem împreună cu clientul la bancă și apoi îl susținem pe tot parcursul desfășurării dosarului. Asta înseamnă, susținem pentru aprobarea financiară, cât și pentru aprobarea juridică. Asta este destul de important pentru că pe partea juridică mulți se cam încurcă. Vorbim cu dezvoltatorul, vorbim cu proprietarul, dați-ne actele X, ne trebuie, nu știu, ne trebuie certificatul energetic, ne trebuie carte funciară, ne trebuie extras. Lucrurile astea noi le ajutăm pe client în permanență, tocmai ca el să poată să fie liniștit, să nu se gândească, aoleu, ce trebuie să fac, mă duc la bancă, mă duc la notar, mă duc la proprietar, mă duc la dezvoltator. Noi ne ocupăm în spate de toată treaba asta și clientul, dacă este sigur pe ceea ce vrea, cred că în 3-4 telefoane și o întâlnire am rezolvat deja tot, ne vedem la bancă, am semnat contractul și am terminat. Foarte, foarte, foarte multă informație. Da. Vreau să te întreb așa, simți că contribui în viețile oamenilor lucrând cumva la ofertele pentru ei personalizate, da, și vine ca un aport de plus valoare, ajutându-i pe ei să economisească timp, să, da, primească cea mai bună ofertă pentru ei, ca ulterior să plătească cât mai puțin? Da, da, clar. Asta... Ai o satisfacție când se întâmplă, da, asta? Da, asta am simțit chiar când am avut prima însemnare și a trebuit să notez exact suma pe care a luat-o clientul de la bancă, atunci mi-am dat seama de fapt ce impact mare am eu de fapt asupra unui om. Pentru că tu practic îi oferi pe o perioadă de 30 de ani, tu hotărăști cam ce se întâmplă cu viața acelui om. Da? Dacă el o să ducă acei 30 de ani, o să-i ducă ușor sau dacă o să-i ducă greu. Am avut chiar un caz cu o clientă în care a primit o ofertă, s-a dus fizic la o bancă și a primit o ofertă oribilă. Deci nu știu de unde i-a dat acea dobândă, cred că... Dacă mă întrebați pe mine, sincer, a fost așa, s-a uitat la ceas, a zis cât e nouă, păi pe acolo, hai să dau așa o dobândă. N-am nicio idee de unde a venit dobânda asta. Deci dacă nu ar fi ajuns până la urmă la noi, ar fi fost oribil pentru acest client să o ducă 30 de ani acel credit. Cred că am scutit-o cu o sumă destul de mare. Deci simți. Stau să mă gândesc acum dacă vezi oportun ca în viitor
Da, pentru că trebuie să ai cumva o perspectivă asupra viitorului. Băncile vor externaliza cât se poate de mult partea de calificare a clienților și alegerea ofertelor către brokerii de credite. Cum o vezi asta? Eu o simt ca și cum s-ar întâmpla, dar nu e... Da, este un pic complicat aici pentru că banca X nu știe ce produse are banca Y, spre exemplu, și aici noi suntem în avantaj față de o persoană care se află fizic la bancă, pentru că noi acolo, noi deja știm toate produsele pe care le putem oferi pentru toți clienții, așa că noi putem să luăm o decizie mai pertinentă. Ar însemna ca băncile să aibă cumva o colaborare între ele în spate și să spună noi avem produsele X, produsele Y și toate să știe, lucru care nu prea se face în acest moment. Dar sperăm că în viitor o să se... Cum vezi că se îndreaptă piața financiară din punct de vedere al creditării în timp? Consider că o să fie dobânzi mai mici ca și în alte țări din Europa sau... În următorul an o să scadă. Asta este clar pentru că depinde de Banca Națională. RCC o să scadă în următorul an. Mai departe de atât, nu pot să vă spun, n-ar trebui să vă poată spune aproape nimeni ce o să se întâmple sigur, dacă o să scadă, dacă o să crească. Față de ce dobânzile au fost, de exemplu, primăvara-vara anului acestuia, dobânzile sunt mai bune acum, sunt mai mici. Deci, așadar, dragilor, dacă vreți să deveniți coleg cu Bogdan, alături de el în compania Cooper Peer, sau aveți nevoie de un credit, vi-l recomand cu căldură. Consider, Bogdan, că ai nevoie și de o parte de dezvoltare personală pentru a putea performa în acest domeniu antreprenorial? Da, clar, asta este cea mai importantă parte. Trebuie să știi să empatizezi cu omul, trebuie să știi să-l înțelegi, trebuie să ajungi la un punct comun cu el. Sunt oameni care poate nu reușesc să-și explice problemele la fel de bine la început, însă tu trebuie să reușești să-l înțelegi ca apoi să îl duci acolo unde trebuie, că el poate nu știe exact încotro să duce. Practic, ghidaj în permanență, da, pentru aflarea nevoii, exact. Iar ulterior rezolvarea ei. Da, și asta e cea mai mare satisfacție, pentru că ție îți vin spețe diferite, poate să-ți vină orice situație, poți să zici, astăzi le-am văzut pe toate, nu. Nu le-ai văzut niciodată pe toate, o să vină mereu ceva diferit. Așa cum v-am obișnuit, mi-am notat câteva lucruri, da, pe care aș vrea să vi le citesc și nu știu dacă... Vă place asta sau nu, dar eu o să o fac oricum, pentru că inspirația cumva e peste tot alături de noi și pentru că avem acces la informații, avem acces la oameni care deja au trecut prin ceea ce noi astăzi trecem, aș vrea să vă citesc câteva rânduri aici. Energia motivează, dar harul inspiră. Energia poate fi observată, măsurată și copiată cu ușurință. Carisma este greu de definit, aproape imposibil de măsurat și prea subtilă pentru a fi copiată. Toți marii lideri au carismă pentru că toți știu să răspundă foarte clar la întrebarea de ce. Credința nemuritoare într-un scop sau o cauză mai presus decât ei înșiși. Nu pasiunea lui Bill Gates pentru computer este cea care ne inspiră, ci optimismul său nestrămutat vis-a-vis de faptul că orice problemă, fie ea oricât de complicată, poate fi rezolvată. De aceea Bogdan este aici alături de noi, pentru că noi căutăm soluții în permanență. Și o să-i fac cadou lui Bogdan o carte care m-a inspirat și pe mine și se numește Cei care schimbă jocul. Este o carte despre antreprenori români care au reușit și care sunt cumva liderii acestei piețe economice în ceea ce ei fac. Bogdan, îți mulțumesc mult pentru interviu, pentru prezența ta. Dacă vrei să transmiți câteva cuvinte celor care ne urmăresc pe final. Să nu ezite să ne contacteze dacă au nevoie vreodată de vreo consultanță pe partea de creditare. Noi suntem aici pentru ei cam 24/7, pentru uneori se întâmplă să fie și astfel de momente. Și mulțumesc că ne-au privit și îți mulțumesc și ție pentru invitație, Radu. La revedere! La revedere!